Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Moment de mare sărbătoare la Mănăstirea Caraclău. Moment festiv în satul Larga Dofteana. Veste bună pentru locuitorii din Gura Văii. De Sfântă Mărie Mică, pe dealul Caraclăului lângă Onești, la mănăstirea aflată sub ocrotirea Maicii Domnului, a fost loc de popas duhovnicesc pentru mulțime de preoți și pelerini. Praznicul nașterii Născătoarei de Dumnezeu a unit în rugăciune creștinii sub cerul tomnatic, în curtea așezământului monahal a strajnea bisericii care se construiește închinată Sfintei Mari Mucenițe Caterina. Protosinghelul Teodor Ambăruș, duhovnicul obștii și ctitorul mănăstirii, a evocat câteva momente din începuturile acestei tine reașezări monahale. La final a mulțumit Maicii Starețe, Monahia Siluana Matei și ostenitorilor ce au pregătit această sărbătoare, precum și tuturor celor care au participat la acest eveniment duhovnicesc. Mai multe detalii în minutele următoare. Îi mulțumim Maicii Domnului pentru faptul că ne-a învrednicit să o cinstim astăzi împreună. Să liturghisim împreună, să ne rugăm împreună, să-i aducem cântări împreună. Îi mulțumim Maicii Domnului pentru faptul că ne-a rânduit pe noi, nevrednicii, cei care ne rugăm în locul acesta, îi mulțumim pentru faptul că ne-a rânduit să fim în acest loc. Să începem zidirea acestei mănăstiri închinate ei, în acest loc binecuvântat de Dumnezeu. Să știți că nu întâmplător se așează în logica și în planul lui Dumnezeu lucrurile acestea. Și spun lucrul acesta gândindu-mă că nu în fiecare localitate sau în fiecare sat există câte un locaș de închinare, câte o mănăstire, ci ele sunt răzlețe, din locuri în locuri rânduite și așezate și gândite de Dumnezeu, în logica Lui și în planul Lui de mântuire legat de neamul omenesc. Este o binecuvântare pentru satul acesta, pentru comuna aceasta, pentru zona aceasta, faptul că în acest loc minunat, în acest loc binecuvântat, se află o mănăstire închinată Maicii Domnului. Și tocmai de aceea îi mulțumesc ei, pentru faptul că a rânduit să începem această zidire, această construcție, acestui edificiu monahal în locul acesta. De fiecare dată când mergem la câte o mănăstire, ne bucurăm și ni se încântă privirea și sufletul de frumusețea celor pe care le vedem, a bisericii, a corpului de chilii, a florilor și a tuturor lucrurilor înmiresmate din punct de vedere duhovnicesc, rânduite în locul acela. Însă foarte puțin dintre noi ne gândim la faptul că lucrurile acelea pe care le privim, pe care le admirăm, sunt făcute cu foarte multă osteneală, cu foarte multă nevoință, cu multe lacrimi, cu multe nopți nedormite, cu multe drumuri făcute, cu multă jertfă. Noi mergem, ne închinăm, ne bucurăm, dar de cele mai multe ori omitem lucrul acesta despre care eu am făcut vorbire, și anume că toate pe care le vedem sunt făcute cu multă jertfă. Ceea ce vedeți în locul acesta s-a făcut și se face cu multă jertfă și cu siguranță lucrurile mai sunt de dus în continuare, lucrările mai sunt de dus în continuare. Și toate lucrurile acestea se fac cu multă jertfă și cu multe sacrificii, cu multe încercări, cu multe supărări, cu multe ispite, cu multe refuzuri din partea unora sau altora, cu multe vorbe de ocară,
din partea unora sau altă, care nu înțeleg faptul că noi, slujitorii bisericii, nu numai eu, ci și ceilalți părinți care au biserici în construcție, noi cei care zidim o biserică nu o construim pentru noi. Pentru că dacă mâine ierarhul meu, căruia îi sunt dator cu ascultare, spune să fiu mutat sau să merg în altă parte, ceea ce nu-mi doresc, bineînțeles, eu trebuie să fac ascultare și toate osteneala depusă de noi aici, de mine și de obștea mănăstirii, toate cele făcute, biserici, chilii, toate rămân aici și rămân ale bisericii și mai ales spre folosul și spre bucuria credincioșilor. Deci putem spune că osteneala noastră, în logica lumească, dacă gândim așa, iese într-un fel sau altul în zadar. Dar gândind din punct de vedere duhovnicesc, munca noastră, jertfa noastră, sacrificiul nostru, toate acestea sunt făcute spre slava lui Dumnezeu și cu bucurie aduse lui Dumnezeu. Să știți că nu este o povară când te apuci să zidești o biserică. Este o mare responsabilitate, dar toate acestea trebuiesc făcute și noi le facem cu bucurie și cu nădejde și credință în ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului. Cu siguranță astăzi aici sunt și persoane care au venit pentru prima dată. Nu mai repet istoricul mănăstirii, cum am început în locul acesta, cât de mult s-a muncit în locul acesta, pentru că, cu siguranță, mare parte dintre dumneavoastră ați mai participat la hramurile acestei mănăstiri. Rugămintea mea este să duceți mesajul acesta mai departe, să povestiți despre locul acesta, să spuneți despre ceea ce se construiește în locul acesta. Cu siguranță, alături de noi sunt destul de mulți oameni cu suflet mare și de aceea țin să le mulțumesc. Nu putem să-i mulțumim pe toți. Mulți dintre cei care sunt alături de noi de multe ori se supără la astfel de evenimente, pentru că în agitația noastră, în emoțiile noastre, în grija de a-i mulțumi pe toți, tocmai atunci nu îi mulțumești pe toți. Dar eu țin să mulțumesc mai întâi, după ce am mulțumit Maicii Domnului, să mulțumesc părinților, călugări și preoți de enorie care au avut dragoste și au venit astăzi alături de noi. Cu siguranță, la ceas de taină cu părintele de la Bârsănești, am gândit noi să începem să facem un obicei și obiceiul acesta l-aș dori să-l facem nu numai cu părintele de la Bârsănești și cu preotul din Caraclău, ci să facem cu toți ceilalți preoți sau cu părintele Florin de la Brătila și Florin de la Deleni. Încercăm să ținem o legătură strânsă și armonioasă și plină de dragoste creștinească și frăcească cu toți preoții din zona aceasta, cu cei care își doresc, bineînțeles, și să creăm, să spunem, un fel de pelerinaj la mănăstirea noastră în data de 8 septembrie. Emoții mari la început de an școlar în Comănești, la deschiderea festivă a noului început de an școlar, au fost subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, deputata de Bacău din partea PNL, Cătălina Ciofoa, alături de primarul orașului Stațiune Comănești, Viorel Miron. Reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Bacău a fost inspector școlar adjunct profesor Lavinia Misăilă, alături de elevi, profesori, părinți și bunici. Emoții frumoase ne încarcă pe toți la început de an școlar, când elevii își revăd profesorii și colegii după vacanța de vară sau cunosc profesori și colegi noi, iar părinții își văd odraslele cum iau un nou start pe drumul cunoașterii. Vă doresc tuturor să aveți o colaborare frumoasă cu cadrele didactice, respect și prețuire pentru efortul lor de a deschide apetitul pentru carte. Succes în noul an școlar, a transmis deputata de Bacău din partea PNL, Cătălina Ciofu. Hramul Bisericii Nașterea Sfintei Fecioare Maria din satul Arin, comuna Găiceana, județul Bacău, a adunat întreaga comunitate în cadrul unui eveniment în care au fost puse la loc de cinste tradițiile românești. La nivel local, pe lângă autoritățile locale, au fost și autoritățile de la nivel central. Este vorba de ministrul mediului Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, dar și de subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru. A fost un bun prilej de a discuta cu oamenii de aici despre proiectele esențiale pentru
modernizarea localității, dar și de a ne reaminti cu toții cât de importantă este unitatea unei comunități pentru bunul mers al lucrurilor. Alături de mine la eveniment au fost prezenți și subprefectul Narcis Jitaru și consilierul județean Marcel Nechita. Felicitări primarului liberal Dănuț Florea pentru organizarea acestor evenimente care îi aduc pe oameni la un loc în astfel de momente sfinte care ne îndeamnă la reflecție și pace, a transmis ministrul mediului Mircea Fechet. În acest weekend la Dofteana a avut loc inaugurarea căminului cultural din satul Larga. Aproape un an de zile a lucrat constructorul la acest obiectiv, el fiind realizat de la zero. La inaugurare, pe lângă oficialități, este vorba de europarlamentarul Dragoș Benea, președintele Consiliului Județean Bacău Valentin Ivancea, prefectul județului Bacău Lucian Bogdanel, dar și consilierul județean Vasile Budacă, au urcat pe scenă și copiii talentați ai comunei, principalii beneficiari ai edificiului. Mai multe în minutele următoare. Cu drag mă aflu în comunitatea dumneavoastră și în Dofteana, unde aveți un gospodar care, dincolo de faptul că are o mână forte și știe unde trebuie să apese pentru a duce la bun sfârșit proiectele sale de investiții, domnule primar, cadența cu care dumneavoastră implementați și puneți în funcțiune proiecte, și iată una din investițiile de astăzi, căminul cultural pe care îl inaugurăm, ar trebui să dea de gândit și sunt convins că dă de gândit inclusiv unor primari din mediul urban, care ar avea ceva de învățat de la dumneavoastră, din experiența dumneavoastră și din aplombul cu care administrativ implementați proiectul. Am avut avizie de luat pentru PUG-ul comunei dumneavoastră pentru a ajuta la dezvoltarea comunei dumneavoastră. Mai avem avizie de luat, le vom lua și vreau să vă asigur și să-i asigur pe toți doftenii că facem toate eforturile posibile la instituția prefectului pentru a rezolva și problema cu pădurea din satul Bucuieț, unde trebuie să reglementăm o situație care de zeci de ani a fost lăsată poate la voia întâmplării, inclusiv de autoritățile administrației publice centrale din anii trecuți, de acum 20-30 de ani, iar nouă ne revine astăzi misiunea de a rezolva și această problemă pe lângă toate celelalte. Eu vă felicit în numele Guvernului României pe care reprezint în teritoriu și, dragi dofteni, să știți că în comuna dumneavoastră, la vârful primăriei, aveți un model de administrație publică locală și un exemplu de bună practică pentru toți primarii din județ. Felicitări! Sunt onorat de faptul că dumneavoastră m-ați primit cu brațele deschise. Am simțit de fiecare dată că există o conexiune între mine personal și Dofteana și prin prisma faptului că îl simt pe domnul primar un adevărat prieten. Lăsând deoparte considerațiile personale, să știți că ca și reprezentant al Consiliului Județean, noi am fost, suntem și vom fi alături de comunitatea din Dofteana. O comunitate extrem de importantă, extrem de puternică, extrem de curată din multe puncte de vedere, care păstrează tradiții și care le promovează la nivelul întregului județ. Exemplu de administrație publică din Dofteana poate fi dat la nivel de țară. Este un exemplu de bune practici. Nu vreau să dezvolt proiectele pe care domnul primar le-a menționat în discursul dânsului, dar să știți că tot ce este acolo ține de ambiția, voința și tenacitatea dânsului de a face din comuna Dofteana una dintre cele mai frumoase comune din țară. Vă mulțumesc încă o dată pentru onoarea de a fi în mijlocul dumneavoastră, vin la dumneavoastră cu mare bucurie și în același timp simt o reală plăcere să mă aflu alături dumneavoastră ca între prieteni. Mulțumesc încă o dată, domnule primar!
Veste bună pentru locuitorii comunei Guravăii. Primele 500 de branșamente la noul sistem de apă potabilă a satelor Motocești, Melia, Dumbrava și Capăta au fost operaționalizate și dotate cu apometre și sigilii. Angajații primăriei se deplasează în teren și au încheiat deja 165 de contracte cadru de furnizare a apei către cetățeni. Aceștia merg din poartă în poartă, iar unde nu răspunde nimeni, lasă o notificare scrisă. Alte 700 de racorduri individuale sunt pregătite a fi montate în continuarea investițiilor în infrastructura de apă, parte din acestea fiind deja în posesia constructorului. Joi 14 septembrie se semnează contractul de execuție lucrări cu o firmă ce va realiza extinderea de rețea de apă potabilă, care va efectua lucrări acum unde nu există rețea de apă, toate satele. Fiecare gospodărie va avea acces la apă potabilă, este jalonul de la care nu vom face derogare. Se arată în informarea transmisă de către primarul comunei Guravăii, Silviu Tinei. O altă veste bună transmisă de primarul comunei Guravăii, Silviu Tinei, este că navetiștii nu vor mai merge în beznă și cu teamă, căci lămpile solare vor ilumina drumul comunal ce leagă satul Motocești de drumul județean 119. Pe dealul Cireșoaia din Slănic, Moldova, a avut loc ceremonia de omagiere a eroilor căzuți la datorie în primul război mondial. Festivitatea de la Monumentul Eroilor Regimentul 15 Infanteria a fost organizată de Primăria orașului Slănic, Moldova, în colaborare cu Regimentul 15 Infanterie Podunaltia și filiala județeană Colonel Corneliu Chirieș a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria. Cireșoaia în acest loc reprezintă a șasea comemorare a eroilor brigăzii 15 mecanizată Podunalt din Iași, cea care a moștenit eroismul regimentului 15 Infanterie, care a luptat în perioada 8-11 august 1917 pe aceste locuri. Suntem în fața monumentului sfințit pe 12 septembrie 2017. Autor este Cornel Solomon, sculptor, dar și președintele subfilialei orașului Slănic, Moldova. Datorită calităților organizatorice ale lui Cornel Solomon, conlucrarea cu unitatea administrativă teritorială, respectiv cu primarul orașului Slănic, Moldova, Gheorghe Baciu, care este de fapt și membru al cultului, membru de onoare al cultului eroilor, beneficiem de astfel de rezultate. Avem multe subfiliale care obțin rezultate, dar avem și subfiliale care își manifestă activitatea prin distribuirea pe Facebook a unor rosogolesc informații și atât. Ceea ce se întâmplă pe aceste cote ale Cireșoaiei, câteva etape, o să vă vorbesc despre ele. Pe 23 august am fost la cota 600, la Monumentul Vânătorilor de Munte de lângă Schitul Cuviosul Ieftimii cel Mare. Pe 15 august am fost la Oituz, manifestarea a 26-a anuală de participare alături de primăria și Consiliul Local al Oituzului. Pe 11 august am fost pe dealul Coșna, datorită condițiilor meteo se vede steagul de pe culmea Coșna. Urmează să mergem pe data de 14 august pe o altă culme, Lerești, la comuna Poduri, unde vom sfinți, se va sfinți o cruce comemorativă pentru eroii căzuți pe meleagurile județului Bacău. Suntem în anul centenarului eroului necunoscut. Manifestările în locurile în care cunoaștem cine, ce formațiuni militare au luptat și au căzut, trebuie să fim atenți nu numai în acest an de centenar al eroului necunoscut, să pomenim și să cinstim pe toți cei care s-au jertfit, inclusiv pe acei eroi care nu le cunoaștem numele. Vorbim de eroism, vorbim de jertfă. Noi, așa cum ne-a îndemnat și Regina Maria, prima președintă a cultului eroilor, pe 12 septembrie s-a înființat Asociația Națională Cultului Eroilor cu denumirea Societatea Mormintelor Eroilor Căzuți în Război. Deci, în câteva zile, la 104 ani trebuie să ne amintim că primul președinte a fost viitorul patriarh Miron Cristea, Miron Ielic Cristea. Ce ne a îndemnat Regina Maria și președintele executiv, noi trebuie să ne conformăm. Este foarte greu. La eroismul și jertfa militarilor armatei române, noi trebuie să continuăm cu cinstirea
a memoriei lor cu recunoștință. Societatea noastră culturilor sub filiala Sănic Moldova a luat ființă în anul 2013, care anul acesta am făcut și noi, 10 ani de când s-a înființat, pentru că înainte când de-a luat în primire această asociație, era doar estimativ, deci cu un nume și nu se făceau aceste evenimente pe care le facem în ziua de astăzi. De când am început această asociație, încet, încet am început să renovăm, să aducem la popularitate toate edificiile și monumentele eroilor, în special de sus, la cota 772, unde este crucea eroilor, argimentul 27 Infanterie Bacău, vis-a-vis în intersecție mai încoace, avem crucea Batalionul 2 Vânător de Munte, iar în zona aici, a apărut în 2017, când a venit actualmente domnul general, care a fost comandantul brigăzii 15 mecanizat la Iași, ne-am întâlnit când au vrut să vină să facă acest edificiu și întâlnindu-le la vale în Sănic Moldova, au vrut să vină și au murcat cu dânsii împreună să vedem unde este amplasat crucea lor. Această cruce, deci pentru regimentul 15, se află un pic în fața noastră, mai înapoi, acolo am găsit, de fapt, a fost ruptă și abandonată. Între timp, dânsii de la armată, văzând această culme, venind pe vârful Cireșoi, traseul care este Târgu Ocna Slănic și au văzut această culme. Văzând această culme, am spus, dealul ăsta este la noi, pe Cireșoaia, pe Slănic? Da. Și am urcat, am venit pe drumul normal, am venit aici și s-au uitat și aici am început să amplasăm acest monument, edificiu ridicat în cinstea eroilor regimentului 15 mecanizat Podunat de la Iași. Ceremonianul dedicat luptelor de pe dealul Cireșoaia este organizat din 2017 chiar la monumentele ridicate în arealul în care au avut loc eroicele bătălii. În acest an, ceremonialul a început odată cu sosirea oficialităților, cărora li s-a prezentat onorul militar. Apoi a fost intonat imnul de stat al României, după care s-au săvârșit slujbe de parastas pentru eroii neamului. Pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Manifestarea a continuat cu alocuțiuni rostite de oficialități în care au fost evocate faptele de armă ale militarilor români pe dealul Cireșoaia. Pentru cei care ați urcat pe deal, poate ați simțit cum este să urci dealul acesta, în tricou, cu mâna goală. Imaginați-vă cum a urcat dealul acesta, militarii acum 106 ani, cu arma în mână, cu echipament militar și cu dorința lor fierbinte de a ne apăra țara. Poate că acest gând ar trebui să ne încurajeze, să ne îndemne, să ne îmbărbăteze, să facem și noi cât putem de mult pentru țara noastră. Uitați-vă un pic în zare și o să vedeți un pic mai departe un alt drapel. Este pe dealul Cojna. Dealul Cireșoaia și mai departe avem Cașin. Dar aici, ca și acolo, ca și la Cașin, ca și la Mărășin și la Oituz, România a dat tributul de sânge pentru ceea ce suntem astăzi. O țară liberă, independentă, frumoasă, democrată și cred că suntem obligați de fiecare dată când călcăm pe astfel de locuri să cred că simțim un pic de arșiță în tălpi. Gândiți-vă că s-ar putea ca aici, unde suntem noi, în locul ăsta, sub noi, la câțiva metri, să fie osemintele strămoșilor noștri. Nu profanăm nimic aici, făcând ceea ce facem noi astăzi și în fiecare an, ci aducem un tribut acestora care au fost înaintea noastră demni, vașnici, viteji și care nu au gândit nicio clipă că sacrificiul suprem iese de prisos. Este meleaguri sfinte care dor să vă încălzească bunii și străbunii ce art lumini nestinse în tricolori. Mulțumesc! La final, la Monumentul Eroilor, Regimentul 15 Infanterie, au fost depuse coroane de flori. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Joi 14 septembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 31 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Vineri 15 septembrie, cerul va fi parțial înnorat, cu o maximă ce nu va depăși valoarea de 24 de grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea minima coboară până la 12 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.